odată vă întrebați ce se mai aude de celebrele perdele de pașcani? Invitatul nostru de astăzi ne învață cum să alegem lățimea unei perdele, astfel încât faldurile ei să cadă bogate și când anume storurile romane, plisele și jaluzelele textile sunt alternative comode pentru draperii. Suntem alături de Cătălin Andronic, reprezentantul showroom-ului de decorațiuni interioare, draperii, perdele, soluții de prindere și toate micile lucruri care dau senzația de acasă. Bună ziua! Da, bine ați venit! Mulțumim și spuneți-ne, dacă mai cumpără clujenii perdele, de ce să alegem soluția aceasta pentru a înfrumuseța încăpările? Fiindcă perdele niciodată nu vor ieși din uz, din cauza că o casă fără perdele este cumva nefinisată. Odată ce perdele sunt la geam, deja se poate spune că poți locui acolo. Cu toate că există trendul acesta în ultima perioadă de a lăsa spațiile vitrate cât mai libere, geamuri mari, nu știu, prin care vezi la vecini. În principiu da, dar noi oferim și astfel de soluții, așa că nu ne axăm 100% numai pe perdele și draperii clasice, putem oferi cam tot ce există pe piață în domeniul de acoperitoare de fereastră. Care sunt aceste soluții? Dacă ar fi să alegem, între ce putem alege? Păi, cine își dorește un interior clasic și nu are suprafețe mari vitrate, cum am spus mai devreme, poate folosi perdea și draperie, iar pentru soluțiile moderne, mai actuale, cu geamuri mari, avem toate tipurile de store-uri, rulouri, tot ce există practic pe piață în momentul ăsta, dat fiindcă mergem la târguri de profil an de an, suntem la curent cu tot ce apare nou. Care e diferența, în afară de gustul clientului, între store-urile romane, draperiile clasice pe care le cunoaștem, alte tipuri de jaluzele sau store-uri? Păi, până la urmă, sunt diferențe de costuri. Eventual o perdea și o draperie pe o galerie sau o șină, suport, ca și cost este mult mai ridicat decât un simplu stor, fie el și roman, ce implică un mecanism care costă, implică o manoperă, dar oricum, ca și consum de material și cost total, varianta costurilor e mai economică. Numai de multe ori e văzută ca o soluție de compromis. Practic, sunt clienți care optează pentru perdele draperii în majoritatea casei și sunt anumite geamuri, ferestre care nu pot fi acoperite cu perdea și draperie și atunci optăm pentru un stor la culoare, la model, să meargă împreună. Dacă avem suprafețe mari de geam, storurile sunt potrivite sau trebuie să achiziționăm sau să compartimentăm, nu știu, storurile din două, trei bucăți? Cum procedăm? Poate să acopere un singur stor o lungime de 2 metri și jumătate a geamului? Da, există posibilitate. Practic, storurile, mecanismele în sine au o lungime de până la 5,80 metri. Numai că acolo depinde foarte mult de greutatea materialului folosit, de înălțimea storului, plus că ne încurcă un pic în cazul în care parte din acele ferestre acoperite trebuie să fie și deschise. Ne trebuie un spațiu de garare, practic, a storului deasupra geamului care urmează să fie deschis, să nu stai tot timpul să te ajuți de mână. Practic, ele se montează pe zid, dacă dorim să putem deschide și geamurile. Sau pe tavan. Sau există o variantă de stor slim, îi spunem noi, foarte subțirel, care se montează fix pe rama geamului, se deschide odată cu geamul și atunci nici nu ne împiedică, se poate deschide foarte larg geamul, nu ne împiedică la deschidere și atunci putem face storul pe fiecare ochi de geam. Spuneți-mi, în ceea ce privește cromatica și trendurile din 2018, ce se poartă? Ce se mai poartă în materie de draperii, de perdele? Eu țin minte celebrele perdele de pașcan pe care le aveam pe vremuri. Cred că am trecut de acel nivel. Nu mai sunt, din păcate, la modă. Din păcate, pentru industria românească. Mai sunt ceva fabricuțe la pașcani, urmașe ale vechii fabrici, dar, sincer, nu prea reușesc să țină pasul cu restul lumii și atunci oricum și România a început să călătorească destul de mult în ultimii ani. Văd, merg la târguri, merg în hoteluri, văd chestii actuale și nu prea aș mai cumpără nimeni perdele de pașcani, să spun așa. Țin minte că acele perdele pe care le aveam pe vremuri erau cu foarte multe modele, aveau modele foarte încărcate. Se mai poartă perdelele foarte încărcate ca model sau alegem modele simple, transparente, poate doar cu o bordură, un detaliu?
ce să vă zic, o parte dintre clienți caută așa ceva, în general cei trecuți de vârsta mijlocie, să spun, care le plac interioare un pic orientale, optează către perdele mai clasice, interioare clasice, mai încărcate. Sincer, noi încercăm să vindem draperiile cu model, indiferent că e clasic sau foarte modern, și să mergem pe perdeluțe cât de simple, fiindcă e mai ușor de combinat și de asortat așa. Observ în spatele dumneavoastră perdelele mai cunoscute pe care le țin în minte, pe nuanțe de alb, crem, dar ne putem orienta și înspre cele de culori închise. Deci observ aici perdele chiar gri antracit, negre, texturi diferite, culori diferite. Sigur, aceste perdele se adresează în general clienților de vârste până în mediu, care sunt mai deschiși la nou, la trenduri, vă dați seama, o perdeluță neagră-gri, destul de greu o va cumpăra o persoană mai în vârstă. Deci trebuie un mobilier asortat. În general, clienții vin la dumneavoastră împreună cu designerii care le-au mobilat apartamentul și merg pe recomandările lor sau se bazează pe propriile gusturi? Parte din ei vin și se bazează pe propriile gusturi, caut un pic de consiliere, în partea noastră noi oferim gratuit, nu costă nimic. Parte din ei vin într-adevăr în societăți de designer, de arhitect, și atunci ne e mai ușor nouă, fiindcă scăpăm de partea de consiliere, dar avem, într-adevăr, o bună parte din colecțiile noastre se adresează designerilor și arhitecților, fiindcă pentru restul există atât de multe magazine unde omul poate să meargă singur și să-și cumpere ceva nu chiar atât de actual, dar mai accesibil. Spuneți de accesibilitate, care ar fi un preț minim și unul maxim de la care poate porni o perdea pentru un geam, nu știu, un geam absolut clasic, banal, de apartament? În principiu, produsele ieftine, cele comercializăm noi, sunt voalurile. Când vorbim despre perdeluți, avem voaluri în stoc, le ținem și în stoc să nu necesite timp de așteptare, nu vin pe comandă. Avem o serie de produse, vă pot și arăta dacă doriți. Toate aceste produse de sus, începând de aici, sunt în stoc. Practic, sunt materiale reduse ca și preț față de varianta la comandă, să spun, care trebuie necesită și așteptare din partea clientului. Încercăm să aducem lucruri drăguțe, de calitate, la un preț cât de cât accesibil, fiindcă nu suntem chiar cei mai ieftini de pe piață, asta e. Dar nici nu vindem cel mai ieftin produs. Deci, iar un preț minimum? Vindem perdele la metru liniar, în general perdele au lățime de 2,80 m sau 3 m și atunci cel mai mic preț ar fi un metru liniar pe lățimea de 2,80 m sau 3 m. În jur de 30 de lei, noi cum avem o promoție acum de 15%, undeva la 25 de lei metru liniar. Foarte rezonabil ca preț. Da. Iar care este cel mai costisitor articol din magazinul dumneavoastră? Avem, în general, drapaje de la furnizori producători din Anglia. Vă pot și exemplifica dacă, uite, de exemplu, acesta este un material mai scump, în sensul că modelul și culoarea este realizat prin brodare, efectiv, cu multe ațe de diferite nuanțe. Este în relief. E altceva, deci un produs care rezistă mai mult în timp, nu se decolorează, dar evident este mai scump. Aici vorbim de gama premium deja. Asta nu e chiar premium, e undeva middle, să spun, de mijloc, dar există materiale în lățime de 1,40 m care costă în jur de 200 de euro metru. Am înțeles. Există soluții pentru orice buget până la urmă? Da, nu pot să spun că la noi vin clienți numai de o anumită putere de cumpărare, să spun. Vin clienți care caută și ieftin, mediu, fiecare cum își permite. Până la urmă, noi trebuie să avem soluții. Observ aici niște draperii foarte interesante cu motive animale, vegetale, se poartă foarte mult culorile, animalele. În ce măsură se cumpără asemenea? Se cumpără în general genul acesta de print, îl cumpără în general clienții care sunt sfătuiți sau au lângă ei un designer, un arhitect. E o soluție mai curajoasă. Da, în general omul, dacă vine singur, neînsoțit, merge pe crem bej, pe soluții sigure, nu vrea să riște nimic, destul de puțini iau curaj, sincer. Spuneți-mi. Noi încercăm să le insuflăm un pic de curaj,
În spatele nostru avem foarte multe draperii colorate. Se folosesc în dormitoare sau living-uri? În general, cum primiți solicitările? Nu pot să spun că este o regulă. Practic, se pretează și pentru living și pentru dormitor. Sunt soluții mai curajoase. Au un raport preț-calitate foarte bun și lățimea materialului este suficientă. Dar nu este neapărat un must-have. Practic, o mulțime de alți clienți optează către materiale uni, texturate, de multe ori blackout-uri, materiale prin care nu trece lumina deloc. Asta vreau să vă întreb. Dacă există, văd multe draperii în culori deschise, există soluții de draperii care să opacizeze complet geamul? Da, cu siguranță. Avem furnizori care sunt specializați chiar pe materiale tip blackout sau dimout. Dimout e un fel de blackout, dar care totuși mai permite un pic de lumină. Blackout-ul practic blochează cu totul lumina. Bine, contează foarte mult și cum coși și cum acoperi fereastra, ce soluții de prindere adopți, și atunci poți să ai blackout și să n-ai totuși întuneric în casă. Deci aceste materiale blackout, spuneți-mi dacă se pot aplica și pe spatele unei draperii pe care o avem deja, adică nu trebuie să o cumpărăm de gata blackout, putem să o dublăm. Da. Acum, pe piața blackout-ului, să spun, toată lumea se străduie să obțină din blackout-ul, care normal e un material full sintetic, destul de neted, netexturat, bătălia practic se dă să obții tot felul de texturi din materialul de bază blackout, dar există materiale blackout în culori de bej, ivory, alb, mai subțire, dar care își face totuși efectul. Materialele blackout se pot cumpăra doar pentru a dubla draperia existentă, dacă avem o draperie acasă și dorim să o păstrăm, dar să o dublăm cu un material prin care nu trece lumina. Există varianta aceasta? Și cu siguranță. În general, cam fiecare producător sau furnizor cu care lucrăm are cel puțin un mostrar de blackout. Da? Există și companii care sunt specializate pe așa ceva și au de la 10 mostrare în sus. Pot să vă dau chiar un... vreau să vedem cum arată așa. Acesta este un mostrar de blackout de la un furnizor de nostru din Elveția. Puteți observa că sunt o mulțime de culori disponibile, toate pe bază de comandă. Este un material blackout destinat, practic, folosit ca și material de draperie. Se poate dubla, în general orice draperie, mai ales că avem atâtea culori, practic, putem dubla orice draperie de orice culoare. Se vede că e un material mai dens. Da, este un material mai dens, fiindcă este tratat cu o substanță care, practic, îl face să fie blackout. El în sine nu poate fi blackout dacă nu este tratat. Este material textil, dar tratat ulterior pentru a deveni blackout. Acum, sunt două tipuri de blackout-uri. Sunt unele materiale care se scufundă, practic, într-o baie de soluție și devin blackout, dar după un număr de spălări își pierde din proprietăți. Sau sunt materiale blackout țesute din fire care sunt deja... Practic, țesătura este tratată. Și atunci rezistența în timp e mai mare. La fel și la produsele ignifugate, acelea care nu ard. Aveți așa ceva în showroom și produse? Am înțeles. Da? Este un blackout flame retardant, da? Ignifugat. E un material foarte, foarte util pentru amenajări hoteliere, restaurante. Revenind la perdele, cum ne putem descurca în multitudinea asta de perdele, cu modele, cu fără modele, buline, dungi, striații, texturi diferite? Dacă vine la dumneavoastră, nu știu, un client și își dorește ceva anume pentru geamuri, spune, nu știu, un model discret, dar și modern, de unde începeți? Cu ce arătați? Mi se par foarte multe modele. Păi, un factor hotărător până la urmă este bugetul deținut de către client. Așa. În funcție de bugetul dânsului și de informațiile necesare, lățimi, înălțimi, știu unde să mă îndrept, către ce furnizor, știu foarte bine fiecare furnizor ce prețuri practică și cumva știu să-l încadrez, că până la urmă degeaba clientul își dorește un lucru dacă nu și-l permite. Noi facem cumva să ajungem la mijloc, să-i oferim și o soluție bună și să ne și încadrăm în buget. Contează foarte mult și destinația încăperii pentru care dorește perdelele și draperiile. Diferă, nu știu, modelul de perdele din dormitor de cel din living sau poate soluțiile de a acoperi geamul din bucătărie?
Nu neapărat. Sunt anumite drapaje, perdele sau draperii, într-adevăr. De exemplu, special pentru bucătării, prin designul efectiv. Poate cu fructe, legume, modele florale. Sunt foarte multe, da, sincer, da, fiindcă sunt un pic prea clasice și un pic prea, cum să vă zic eu, rustice până la urmă. Acum, în general, noi vinem perdele draperii clienților care de regulă se mută în casă nouă sau într-o construcție nouă. Și marea majoritate a lor au o vârstă destul de puțin înaintată, sunt tineri, optează către mobilier modern, abstract și atunci nu prea caută genul ăsta de produs. Și... Așadar, stilul rustic pierde teren în favoarea celui modern până la una în amenajările interioare. Da, trebuie să fim realiști. Până la urmă, majoritatea construcțiilor în Cluj sunt moderne și se adresează tinerilor, programatorilor și noastră cine sunt principalii cumpărători. Și noi încercăm să ținem aproape de trendul acesta. Spune-ne cum alegem lățimea unei perdele. Aceasta trebuie să cadă în falduri, trebuie să aibă o anumită eleganță în momentul în care o fixezi pe șină sau pe inele. Cu siguranță nu o alegi dacă geamul are 2,5 metri, doar de 3 metri. Da, cu siguranță. Noi încercăm să convingem clienții, pe unii reușim să-i convingem, pe alții nu, din păcate, să respecte anumite reguli atunci când aleg o perdea sau o draperie sau, în general, cantitățile de material. Practic, pentru o diferență destul de mică de bani, poți obții un rezultat foarte bun sau foarte prost. Mulți clienți nu înțeleg, din păcate, lucrul ăsta, încearcă să facă economii la maximum, dar, per total, la final, nu iese chiar cam ce și-au dorit. Ideal ar fi să opteze, practic, pentru un material un pic mai ieftin, să-i cadreze în buget, dar să fie mai bogat. Vorbim cel puțin de perdele, că sunt tot timpul la geam, trebuie să arate bine, călcate, bogate. Iar perdelele se aleg de 2 sau de 3 ori lungimea geamului, nu știu, ca și lățime, cum să le alegem, să arate bogate? Ideal, consumul de material la perdele, care sunt tot timpul la geam, le vezi, trebuie să arate bine, e de minim 2 ori lungimea șinei sau galeriei, da? Deci dacă avem o șină de 2 metri, să zic lungime, le trebuie minim 4 metri. Dacă sunt 6 metri, cu atât mai bine, dar majoritatea aleg 4 metri. Iar draperiile, respectăm același principiu și în cazul lor? În principiu, da, dar la draperii depinde de lățimea materialului. Sunt draperii în lățime de 1,40-1,50 maxim, sunt draperii în lățime de 2,83 și atunci se calculează un pic diferit. Practic, la cerere de 1,50-1,40 se cumpără practic înălțimea, avem un număr de lățimi de câte 1,40-1,50, se cos unele de altele, mai complicat. Să spunem că nu dorim nici perdele, nici draperii, nici toruri romane. Ce alte variante mai avem pentru geamuri? Pentru geamuri? Păi avem soluțiile clasice, practic toată lumea le știe că sunt de foarte mulți ani pe piață, jaluzelele verticale, care sunt cam printre cele mai accesibile soluții, numai că sunt un pic demodate de acum. Asta vreau să vă întreb, se mai poartă jaluzelele verticale sau rămân doar în sfera birourilor mai mult? În general, în sfera birourilor și clienții de peste o vârstă medie, încă mai aleg asemenea soluții, avem comenzi de la genul acesta de clienți, dar o soluție mai modernă și mai actuală este aceasta, se numesc plise. Sunt foarte ușor de montat, practic se montează în rama geamului, nu ne împiedică să deschidem geamurile la maximum. Există materiale semi-transparente, există materiale complet opace, există genul ăsta de plise cu două materiale, pot să am material semi-transparent pentru ziua, vreau să intre lumină, accesez materialul semi-transparent. Vreau să fac întuneric total, îl accesez pe celălalt blackout. Practic, o soluție foarte, foarte practică și foarte modernă. Practic e doi într-unul. Perdea și draperie. Exact. Ce material este? Este textil, sintetic? Da, sunt materiale complet sintetice. Complet sintetice, fiindcă sunt tratate să reziste la lumina soarelui, la ultraviolete. Un material complet natural s-ar distruge. Mai ales că sticla are un efect de lupă și el stă chiar lângă sticlă. Observăm aici un model de pliseu pe dimensiune mică. Se pot construi și pe, nu știu, pe 2,5 metri lățimea unui geam?
Ele, în mod normal, cam până pe la 2 metri lățime se confecționează și undeva la 2 și 10 înălțime, dar există și posibilitatea de a îndeplini anumite cerințe, putem face la comandă, numai că trebuie anumite accesorii schimbate ca să reziste la o deschidere atât de mare, să spun, la 2,5-3. Dar există posibilitatea și aceasta. Comandă, dar e o soluție mai scumpă. Mai avem acolo sus niște sisteme. Da, acesta e rulou textil clasic, numai că este varianta casetată. Practic, este foarte practică pentru montarea pe sticla geamului, tocmai din cauza că parte din dimensiunea cilindrului pe care se rulează materialul folosește adâncitura geamului, practic, plus că are și aceste de ghidare și nu mai intră, practic, lumina deloc. Dacă optezi pentru un material blackout, pot face întuneric total în casă. Cu sistemul acesta se poate deschide geamul? Da. Aproape de maxim. Am găsit perdele ideale. Ce facem mai departe? Cum putem să le montăm? Păi, în principiu, avem mai multe soluții, cam toate, de fapt, existente pe piață. Cele mai uzuale sunt folosirea galeriilor metalice. Există și variantă de lemn, dar, sincer, nu prea folosim, sunt mai puțin durabile. Sunt galerii de la diversi furnizori, în general metalice, pot fi de diferite dimensiuni, de diferite lungimi, practic se pot construi galerii cu două țevi pentru perdea și draperie, putem avea șine pentru partea de perdea montate pe consola de prindere a galeriei. Sunt o groază de nuanțe, de dimensiuni, de ornamente. Asta pentru cazul când se doresc galerii metalice. Dacă nu, există și alt fel de soluții, gen șine de aluminiu pentru prins în tavan sau mai ales pentru situațiile atipice. Avem geamuri în hexagon sau mai știu eu. Avem șine care se pot curba după proiect. În momentul în care avem forma specială de geamuri, putem să alegem șinele pentru a acoperi întreaga suprafața geamului? Da. Sau în cazul unei mansarde, de exemplu? Da. Practic, șinele de aluminiu ne rezolvă toate situațiile, aproape toate situațiile atipice. Ceea ce cu galeriile nu reușim întotdeauna. Observ că șinele se pot monta și pe o galerie ca soluție alternativă, așa cum aveți montat aici în spatele nostru. Da, asta este o soluție oarecum inovativă. O avem de la un furnizor de-al nostru din Grecia. Au inventat ei un sistem de prindere. Practic, pot atașa o serie de șine de diverse culori și dimensiuni efectiv pe piciorul galeriei. Mă ajută în cazul galeriilor cu deschideri mari, acolo unde, dacă am perdea, am console și la mijlocul galeriei sau poate chiar mai multe și atunci perdeluța folosind acest inel nu poate fi deplasată dintr-o parte în cealaltă și atunci putem opta pentru alegerea unei șine care ne rezolvă această problemă. În cazul unei case cu înălțime foarte mare, de 4 metri, ce recomandați, șinele sau galeriile? Sincer, aș recomanda șinele, din cauza că la o înălțime foarte mare, ok, dacă folosim o perdea, greutatea materialului în sine nu poate fi foarte mare, dar dacă avem și perdele și draperii, atunci efectul de pârghie e destul de mare, greutatea materialului e mare și pentru siguranță cel mai bine ar fi să fie folosite șinele cu prindere în tavan. În ceea ce privește lungimea unei draperii, cum se mai poartă acum draperiile? Se mai poartă cele care ating podeaua, mocheta sau, nu știu, până la o palmă de suprapodelei? E ca și în cazul lungimii unei rochii, se schimbă de la an la an moda cu draperiile sau nu? Acum, noi încercăm să convingem clienții că ar fi bine măcar cu draperiile să târne un pic pe jos sau altă ținută, mai ales că dacă trebuie și prinse cu un cordon sau cu un ciucure ornamental, atunci ele trebuie să aibă o lungime mai mare, astfel încât atunci când le prinzi să nu rămână scurte. Vorbim despre draperii. Acum, perdeluzele,
ideal ar fi și perdeaua și draperia să termine un pic pe jos, dar știți cum e la noi, mai e praf, mai... Din motive de curățenie, da. Motive foarte pragmatice. Spodinile încearcă să se țină departe de spălat perdele foarte des, nu e nici comod, nici să le calci nu e așa ușor și atunci încearcă măcar perdelele să le țină deasupra solului, dar nu mai mult de un centimetru, doi. Mai scurte deja nu mai arată nici cum. Observ niște perdele din materiale naturale. Este in veritabil? Este in în mică măsură. În general, inul 100% e destul de greu de lucrat, de întreținut, intră foarte mult la apă. Producătorii încearcă să obțină același efect, dar combinându-l cu poliester pentru stabilitate, ușurință în a fi lucrat și a fi întreținut. Deci, practic, există și variante 100% naturale din in, dar v-am zis, odată că sunt mult mai scumpe, de 3-4 mai scumpe, dar și foarte greu de întreținut și de lucrat. Și atunci, marea majoritate de produselor care arată ca și inul, de fapt, sunt combinații între in și poliester. Ca și în cazul de față, de fapt. În ce măsură se cumpără genul acesta de perdele care seamănă cu perdelele, nu știu, de la o cabană sau de la pensiunea de la munte, nu știu? E adevărat, nu este un model de perdea dintre cele mai vândute. Acum necesită și un interior de o anumită calitate, practic. Mult lemn, mai rustic. Exact. Se pretează foarte bine pentru amenajări care totuși sunt în trend acum, cu mobilier alb, un pic antichizat, stil american cumva. Finlandez, nordic. Oarecum, da. Mobilier alb, în combinație cu elemente naturale din lemn, bej, maro. În general, acolo, în amenajări de tip cald, să spun așa, natural. Practic. E adevărat și se pretează foarte bine pentru cabane, pentru pensiuni, unde, în general, oamenii caută ceea ce nu au acasă. Genul ăsta de interior călduros, primitor. Aveți și posibilitatea ca din materialele pe care le avem aici să confecționați accesorii dincolo de perdele sau draperii, nu știu, poate pernele pentru canapea care să fie în aceeași nuanță sau alt tip de accesorii prin încăperi? Da, cu siguranță. Majoritatea clienților practic primesc așa ceva. În general rămân bucăți de material de la fiecare draperie cusută și atunci din acele bucăți de material noi confecționăm fețe de pernă, mici napoane la masă, dacă este cazul. Acoperitoare pentru pat, cuverturi pentru pat. Exact, putem face cordoane la draperii din același material sau un material complementar. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Și camera capătă un aspect unitar până la urmă. Sigur. Acel aspect de revistă. Fără accesorii e un pic mai greu. Un pic mai greu. Am aflat foarte mult astăzi despre draperii, cuverturi, jaluzele și alte sisteme de acoperire pentru geamuri, soluții noi sau soluții care se reeditează de la an la an pentru că clasicul nu dispare niciodată. De la invitata noastră aflăm de ce să alegem obiecte sanitare din piatră naturală, de ce orice piatră trebuie tratată odată la 5-10 ani împotriva permeabilității, dar și cum să alegem între travertin, ardezie și lavaston, care sunt pietrele potrivite pentru lavoarele și căzile de duș. Suntem alături de Adriana Bacos, directorul executiv al showroom-ului de piatră decorativă. Vom afla câteva soluții pentru amenajarea băilor cu piatră exclusiv naturală. Bună ziua! Bine ați venit din nou la noi! Ce tipuri de piatră putem folosi pentru lavoare, chiuvete, tot ce presupune zona umedă, piatră care să nu fie poroasă, să nu absorbă apa? În general, pentru băi se folosește atât travertinul cât și marmura. Sunt la fel de soluții, la fel de eficiente amândouă. Bineînțeles că se impregnează ca toate tipurile de piatră și atunci nu avem absolut nicio problemă. Există o soluție care se aplică peste piatră în momentul în care este gata, decupată, tăiată în forma finală? Da, există un impregnant special
pentru zona de duș, de exemplu, unde este mai expus mediului umed, eventual se face o dublă impregnare și cu asta nu avem absolut nicio problemă. Revenim cu impregnarea peste 5 ani pentru travertin și pentru marmură peste 10. Deci tratarea odată la 5 ani e recomandată și e mai mult decât rezonabilă. Da, este suficientă și nu necesită alte costuri de întreținere decât, mă rog, întreținerea normală. Ce alte soluții de chiuvete mai avem la dispoziție dacă venim la dumneavoastră? Noi avem o mică secție de producție, să zic așa, în Turcia, unde 7 persoane lucrează pentru noi doar la voare și cădițe, travertin și marmură. Și noi, aici în Cluj, în România, de fapt, facem, inclusiv din andezit. Avem în partea... Chiuvetele negre sunt din andezit. Chiuvetele negre sunt din andezit. Ceea ce vedem aici este travertin, marmură, și sunt soluții la fel de bune și de, exact cum ziceam, și la cădițele de duș, prin impregnare nu au absolut nicio problemă, nu se degradează, rezistente, bineînțeles, rezistente în timp. Dacă dorim o chiuvetă de o formă mai specială, putem să venim cu o fotografie și se realizează pe comandă? Da, se poate face. Se poate personaliza după modelul clientului. Avem și producție de serie, dar putem face și soluții personalizate. Iar în ceea ce privește placarea băilor, ce recomandați? Ce tip de piatră putem folosi? Poate și o piatră de densitate mai calcaroasă, nu știu, putem folosi așa ceva? Travertinul este soluția cea mai întâlnită pentru băi, pentru că este cald, intim, rezistent, se comportă extraordinar de bine, plus că pentru travertin avem tot felul de produse din travertin, adică pardoseală, placarea verticală, cădița, lavoarul, un mozaic sau chiar și un medalion din travertin și atunci, din punct de vedere estetic, efectul este spectaculos și soluția chiar specială și personalizată. Recomandați să amestecăm tipurile de piatră pe care le folosim într-o baie, de exemplu, travertin cu granit sau marmură, sau să rămânem la una singură? Se pot combina, bineînțeles, dacă clientul dorește așa ceva. Eu personal n-aș recomanda. Nu consider că e o soluție elegantă. A merge pe unitar este mult mai elegant, plus că, de exemplu, travertinul este foarte ofertant ca tip de piatră, în sensul că într-o baie putem pardoseala de travertin, cădița, lavoarul, pereții verticali, extraordinar de elegant, sau combinații cu mozaic. După cum vedem aici, asta tot este parte de travertin. Mozaic este extrem de decorativ. Brâurile, inserat în zona de duș, deci conferă o tușă cromatică, spectaculoasă, dar și blândă, adică se păstrează eleganța și blândețea și căldura travertinului. Observ și o mare varietate de culori, avem din ce alege până la urmă, de la culoarea albă, aproape culoarea untului, până la griuri închise, cremuri, cafeniu. Travertinul în sine este o piatră extrem de ofertantă, cromatic, care cuprinde toată gama. Culori de pământ, calde și combinațiile lor, bineînțeles. Așa, apropo de combinații, evident că se pot combina tipuri diferite de travertin sau texturi diferite și efectul este spectaculos. Adică mat cu lucios? Mat cu lucios sau mat cu scapițat, adică forma scapițat înseamnă forma aceea în relief, care se recomandă și pentru plecările exterioare. Tot vorbeam de travertinul de cu formă în relief sau mai neprelucrat, ne putem îndrepta spre următoarele chiuvete. Avem un alt tip de lavoar, arată ca o piatră brută neprelucrată. Ce piatră avem aici? Este lavaston, este un masiv, făcută din masiv și într-adevăr este spectaculoasă pentru că i s-a păstrat textura naturală. Poate fi folosită atât în exterior, cât și, nu știu, într-un cadru mai special, într-un bar, restaurant, unde vrem să creăm un anumit efect estetic sau un anumit stil mai personalizat. În ce măsură rezistă piatra aceasta la exterior? Spuneați că poate fi folosită ca un lavoar de grădină? Da, lavaston este una dintre cele mai dure și mai rezistente pietre, roci. Poate fi cu precădere se folosește la exterior, de fapt, și vedeți că este o piatră mai dură și estetic este o piatră mai dură și atunci indicația este pentru exterior. În spatele nostru mai avem un tip de chiuvetă, un lavoar foarte natural. Tot de travertin,
este și într-adevăr este păstrată, este prelucrat, nu este chiar un masiv, dar este păstrată textura naturală. E o altă culoare, o altă prelucrare, dar... Prelucrare, dar tot travertin. Diferă foarte mult chiuvetele din piatră de cele clasice din ceramică cu care suntem obișnuite în general. De ce aleg clujenii piatra pentru așa ceva? Dacă vorbim de o baie placată cu piatră, normal că a integra un produs tot din piatră este mai adecvat și mai elegant. Oferiți și alte posibilități pentru, nu știu, a placa o cadă? După cum se vede aici, căzile de, se pot placa cu travertin, cu precădere, în diferite tipuri. Se poate construi un cadru, o ramă? Se construiește un fundament, o ramă și după care se plachează absolut obișnuit cum se plachează un perete. Cât ar costa un asemenea aranjament pentru o cadă simplă? E o cadă care poate fi inserată și într-o baie de bloc? Nu este o soluție costisitoare absolut deloc. Se plătește doar placajul, suprafața de placaj utilizată. Deci, practic, tot așa, măsurăm câți metri pătrați? Și în funcție de tipul de travertin solicitat, obținut, metru pătrat, prețul pe metru pătrat. O altă soluție pentru băi găsim aici în spatele nostru, e vorba de un duș spectaculos cu baldachin. Da, duș cu baldachin, tot din travertin. Iar în podeaua văd că este o podea care poate fi... Da, o cădiță de duș. Poate fi montată și într-un duș cumpărat. Un duș normal care poate avea doar podeaua. Și soluția asta se poate face foarte... foarte ușor în absolut orice baie obișnuită. Practic nu trebuie făcut decât un fundament pe care se plachează travertinul. Restul este numai chestie de imaginație. În momentul în care spațiul ne permite, putem construi aceste arcade spectaculoase. Dacă baia este o baie obișnuită de bloc, putem... Se poate, exact la fel, da. Alături de noi a fost Adriana Bacos, am aflat foarte multe despre marmură, travertin, granit, tot ce înseamnă piatră decorativă și cum o folosim în funcție de tăria, densitatea, porozitatea acesteia.